Din nefericire, problemele se țin lanț de Ilie Năstase. La începutul acestei luni, Ilie Năstase a depus în instanță o cerere de recalculare a pensiei. Însă, ceea ce ne-a atras atenția este faptul că fostul tenismen a cerut magistraților ajutorul public judiciar sub forma asistenței prin avocat. Ceea ce înseamnă că Ilie Stase a cerut statului un avocat din oficiu, pe motiv că nu își permite. Însă cine sunt, conform legii, cei care beneficiază de acest ajutor? La doar câteva zile după ce tenismenul a depus cererea în fața magistraților, aceasta a fost respinsă. Pentru ca instanța să-ți aprobe o astfel de cerere de ajutorul public judiciar, este nevoie să demonstrezi acest lucru prin dovezi de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Chiar dacă Ilie Stase se confruntă cu astfel de probleme, pe plan personal, lucrurile parcă s-au așezat în viața lui. Tenismenul și soția s-au fost surprinși împreună, la doar două zile după ce instanța i-a respins cererea, însă cei doi nu păreau deloc afectați. Ilia era foarte atent cu partenera sa, ba mai mult, bărbatul nu a stat prea mult pe gânduri și s-a oprit la o florărie, de unde a cumpărat un buchet de flori pentru a o bucura.